Le plus beau cadeau pour un homme. Cel mai frumos cadou pentru un bărbat. Le 8 mars, pe 8 martie, le monde a célébré la femme. Lumea a sărbătorit femeia. En Roumanie, în România, il y a des personnes qui aiment célébrer. Există persoane cărora le place să sărbătorească et consider că și consideră că le 9 mars, 9 martie, est la journée de l'homme. Este ziua bărbatului. Alors, așadar, quel est le plus beau cadeau? Care este cel mai frumos cadou pour un homme, pentru un bărbat? Comment être original, cum să fii original, et le surprendre, și să-l surprinzi. Dar cum pure croire că unii ar putea crede că c'est un tâche très compliqué. Este o sarcină foarte complicată. Bianca, cu toate că... Mes amis, prieteni, dans un monde où le cadeau materiel, într-o lume în care cadourile materiale sunt souvent considerate, sunt adesea considerate de simbol ultim de reconnaissance et d'affection, simboluri ultime ale recunoștinței și afecțiunii, il est essentiel de se rappeler că este esențial să ne amintim că le plus précieux cadeau, cel mai prețios cadeau, ne se mesure pas en objet, nu se măsoară în obiecte, mais ci dans la qualité de la relation, în calitatea relației. Il est vrai que l'on peut offrir à un homme. Este adevărat că poți oferi unui bărbat un brațele elegant, o brățară elegantă, un montră sofisticat, un ceas sofisticat, un kit de razaj rafiné, un set rafinat pentru bărbierit, o degage high-tech dernier cri sau gadgeturi high-tech ultimul răgnet. Mais, dar, ces cadeaux, aceste cadouri, bien qu'ils soient appréciés, chiar dacă sunt apreciate, demeure de bien matériel, rămân bunuri materiale. Au-delà de cadeaux palpables, în afara cadourilor tangibile, există un cadou bien plus précieux, mult mai prețios. Ce cadeau, acest cadeau, e vraiment, este într-adevăr, un perle rar, o perlă rară. Quel est ce cadeau? Care este acest cadou qui est considéré, care este considerat de nos jours, în zilele noastre, un perle rar, o perlă rară? La réponse est très simple. Răspunsul este foarte simplu. Le plus beau cadeau, cel mai frumos cadou, ca un om puisse recevoir, pe care un bărbat poate să-l primească, c'est une femme exceptionnelle, este o femeie excepțională dans sa vie, în viața sa. Et oui, mes amis, la prieteni, le plus beau cadeau, cel mai frumos cadou ca un om puisse recevoir, pe care îl poate primi un bărbat, n'est pas emballé, nu este împachetat, dans un papier brillant, ni orné de ruban coloré, în hârtie strălucitoare sau împodobit cu panglici colorate. Le plus beau, cel mai frumos, le plus grand cadeau, cel mai mare cadeau, ca un om puisse recevoir, pe care îl poate primi un bărbat, ne se trouve pas, nu se găsește, sur les rayons d'une boutique de luxe.
pe rafturile unui magazin de lux. Ci, dans le doux sourire, în zâmbetul dulce, e la prezență constant și prezența constantă d'une femme, a unei femei, qui se être à ses côtés, care știe să-i fie alături. Non seulement dans les moments heureux, nu doar în momentele fericite, mais surtout, ci mai ales, dans les moments difficiles, în momentele dificile. Une femme qui accorde de l'importance à son partenaire, o femeie care acordă importanță partenerului ei, qui lui insuffle la force nécessaire, care îi insuflă forța necesară pour affronter, pentru a înfrunta les tempêtes de la vie, furtunile vieții. Une femme, o femeie, qui ne mesure pas son amour, care nu măsoară dragostea ei în cadou coûteux, în cadouri scumpe, mais en moment partagé, ci în momente petrecute împreună, et en parole d'encouragement, și cuvinte de încurajare. Le plus beau vêtement, cea mai frumoasă haină, qui puisse habiller une femme, pe care o poate îmbrăca o femeie, ce sont les bras de l'homme, sunt brațele bărbatului, qu'elle aime, pe care îl iubește. Au-delà des objets, în afara obiectelor, qui ornă novi, care ne împodobesc viețile, la véritable richesse, adevărata bogăție, rezid dans la manière, rezidă în modul dont nous enrichissons la vie de ceux que nous chérissons, în modul în care îmbogățim viața celor pe care îi prețuim. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nu uitați să vă abonați gratuit à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt! Pe curând!